Caz fără precedent în România. O femeie din Borșa și-a abandonat copilul în maternitate, după care, în baza unui act notarial, fetița de doar 2 luni a fost predată unei alte femei. Cazul a ajuns să fie cercetat de polițiștii maramureșeni, iar inspectorii de la Direcția Copilului au deschis o anchetă în acest sens. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș au aflat de cazul de la Borșa în urma unui simplu control de rutină. Aceștia au sunat la spitalul din Borșa pentru a afla dacă nu cumva în unitatea medicală există nou-născuți abandonați. Așa au aflat de o fetiță născută la începutul lunii mai pe care mama a lăsat-o în spital. Ieri, în momentul când am mers să vedem ce se face cu copilul, am constatat că nu era în spital și ni s-a pus la dispoziție un act notarial prin care ne se spune că mama a dat acest copil în îngrijire alte familii. Din punctul nostru de vedere și conform legislației, acest act notarial este lipsit de nulitate, deci nu putem să spunem că a fost respectată procedura. Practic, în data de 24 iunie, mama biologică a fetiței a făcut un act la notar prin care a predat nou-născutul în îngrijire temporară unei alte femei din Baia Borșa. Pe baza acestei hârtii, femeia în vârstă de 38 de ani a scos fetița din spital. Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, actul emis de notar este nul. Conform legii, o fetiță abandonată în spital nu poate fi recuperată decât de inspectorii maternali. Mai mult, un copil poate fi declarat abandonat doar la 65 de zile de la naștere. Noi o să procedăm conform legii 272 și o să emitem o ordonanță prezidențială, o să solicităm emiterea unei ordonanțe prezidențiale pentru a lua acest copil în asistență maternă în regim de urgență de acolo și în momentul în care o să analizăm cazul, o să vedem ce facem în continuare cu el. Redăm din nou familiei sau va rămâne în sistem de protecție sau dacă va fi nevoie să-l dăm adopție. Oamenii legii s-au sesizat deja cu privire la acest caz. Din primele verificări efectuate de către polițiști, rezultă că, la nivelul serviciilor sociale, atât locale cât și județene, s-a demarat deja o anchetă socială. Polițiștii efectuează în continuare cercetări și funcție și de rezultatul anchetei sociale, dar și de alte constatări. Se va stabili dacă este vorba sau nu de o faptă penală și se vor propune măsurile în consecință. Surse neoficiale au arătat că femeia și-ar fi vândut de fapt copilul nou-născut femeii din Baia Borșa. Mama biologică a fetiței are 44 de ani și este divorțată.